Bună seara! Mă numesc Madalina Iliescu, lucrez la Clinica Oculus din București și doresc să vă mulțumesc atât din partea mea, dar mai ales din partea organizatorilor, că ne sunteți alături și vă rețin atenția probabil aproximativ 10 minute. Să discutăm lucruri tot foarte serioase. Nu se vede chiar complet, eu scrisesem acolo Future is here. Fără să vreau a ieșit Future is a Flutan. Cam asta am vrut să zic, dar am zis să demonstrez mai întâi, dar asta este tehnologia, mi-a luat-o înainte. Toți medicii care tratează glaucomul știm foarte bine ce dificultăți întâmpinăm și mai ales ce dificultăți întâmpinam în trecut, când inițial nu erau suficiente tratamente, după care au apărut o serie de picături, dar ele dădeau din ce în ce mai multe reacții adverse locale, deci foarte agresive la nivelul suprafeței oculare, și atunci întotdeauna ne-am dorit, am visat să se schimbe ceva, să găsim cu adevărat aliați de încredere în lupta cu glaucomul. Și în prezent putem să spunem că viitorul sună bine, trăim viitorul, deoarece putem să avem disponibile tratamente pe care le putem considera ideale pentru a trata pacienții cu glaucom. Care ar fi tratamentul ideal? Fotografia pe care am atașat-o încearcă să sugereze foarte clar cam care ar fi tratamentul ideal. Trebuie să fie delicat, să nu facă rău, dar în același timp puternic să-și facă treaba, adică să ne scadă tensiunea oculară suficient, pe cât posibil cu o singură instilație zilnică și să fie foarte bine tolerat de pacienți. De ce este atât de important să avem un tratament puternic în lupta cu glaucomul? Pentru că pacienții noștri au nevoie de un control foarte bun pe toată durata celor 24 de zile a tensiunii oculare. Și noi nu știm exact. Se întâmplă lucrul ăsta? Nu se întâmplă, pentru că evident avem și noi niște ore de lucru, pacienții pot veni doar conform orelor noastre de program și nu prea știm exact ce se întâmplă în afara acestor ore. Numai că au fost studii clinice, apropo de statistică, mulțumim statisticienilor care s-au gândit și la asta și au studiat foarte îndeaproape ce fac pacienții noștri când nu vin la noi în mod constant și pot să facă foarte rău. În timpul nopții, în primele ore ale dimineții, poate să existe o creștere semnificativă a tensiunii intraoculare și atunci tratamentul ideal de care am vorbit trebuie neapărat să se gândească sau să ia în calcul și aceste perioade când pacienții nu sunt la noi în cabinet. Și da, în prezent avem un aliat de încredere. Saflutan este un aliat pentru pacienții noștri cu glaucom, pentru că el are pe de o parte o reducere semnificativă a tensiunii oculare, dar și susținută. Și ce e de asemenea important, e ușor de administrat și poate să fie bine tolerat de pacienți, pentru că limitează apariția hiperemiei, deci acel simptom principal local al iritării, al agresării suprafeței oculare. Numai că, da, ne spun producătorii că Saflutan este minunat, că este eficient, dar trebuie să și știm că se întâmplă lucrul ăsta și atunci revenim din nou la statistică, bineînțeles. Și au fost concepute o serie de studii care au făcut comparație cu picăturile mai vechi, care erau deja consacrate, dar care dădeau acele probleme de suprafață oculară pe care le știm foarte bine. Nu o să intru în detalii, doar un foarte mic, o scurtă prezentare a studiului lui Constanț, care a vrut să compare saflutanul, deci tafluprostul fără conservanți, cu latanoprostul și să vedem diferențe dacă există. S-au studiat mai mulți parametri, dar am reținut doar un singur parametru care a fost ținta principală a studiului, și anume media IOP pe 24 de ore la 3 luni de tratament. Și constatăm că nu există diferențe semnificative statistic între cele două picături. A se reține faptul că e vorba de o picătură fără conservanți, comparată cu una cu conservanți. Știm foarte bine efectul pe care l-au conservanții de potențare a impactului substanței active. Ca reacții adverse fără diferențe semnificative statistic și concluzionând, nu a existat practic nicio diferență semnificativă statistică ca eficiență și de asemenea și din punct de vedere al siguranței substanțele sunt comparabile. Am prezentat și două cazuri ca eficiență a saflutan folosit la noi în clinică.
Prima este o pacientă în vârstă de 68 de ani, hipermetroapă, cu o pahimetrie relativ subțire, cu un unghi gradul 2, care se prezintă cu hipertonie oculară, dar fără semne de glaucom, ositii în limite normale. Acestei paciente i s-a explicat situația și ceea ce i-am propus ca primă intenție este extragerea cristalinului clar în scopul deschiderii unghiului camerular. Pacienta însă, din motive personale, nu a dorit lucrul acesta și atunci s-a recomandat tratament cu saflutan și am obținut o scădere semnificativă a tensiunii oculare față de baseline, deci un efect foarte bun. Cazul 2 este un caz mai complicat, este o doamnă cu un istoric lung, cu o cornee gutată, cu un glaucom diagnosticat cu mult timp în urmă, cu iridotomii, cu trabeculectomii efectuate în altă clinică din țară și care la ochiul stâng a necesitat și operația de cataractă. Din păcate, pe un ochi cu atâta probleme s-a obținut o decompensare corneană, motiv pentru care pacienta a fost trimisă pentru noi, către clinica noastră pentru a rezolva această problemă. La prezentare, tensiunea era relativ bine controlată, deși e vorba de un glaucom avansat, și s-a efectuat transplantul. Știm foarte bine că în aceste situații este foarte mare riscul de a decompensa glaucomul, care oricum nu era ideal compensat. Bineînțeles, s-a întâmplat lucrul acesta. Cu siguranță ne gândim că pacienta va avea nevoie de o nouă operație de glaucom, dar trebuie să câștigăm puțin timp. Eficiența operației poate să fie extrem de redusă pe termen lung dacă o facem foarte repede după transplant și atunci am dorit să câștigăm un pic de timp pentru a mai liniști inflamația locală inerentă după orice transplant pe o astfel de problemă. Și la tratamentul preexistent al pacientei cu combinație fixă s-a adăugat saflutan. Și se observă că am obținut o scădere de data asta, poate nu la fel de spectaculoasă ca în primul caz, dar suficient de bună, cât să ne permite să mai tragem puțin de timp până la o nouă operație filtrantă. În concluzii, saflutan este un tratament de încredere, este un aliat pe care ne putem baza, pentru că este o moleculă puternică, reduce tensiunea oculară similar moleculelor din clasa sa terapeutică, se administrează ușor, este bine tolerat, ceea ce duce la o complianță bună din partea pacienților. Așa că, da, future is saflutan. Vă mulțumesc mult pentru atenție!